prelungiri la această partidă, pentru că săptămâna ce vine începe campionatul, iar oboseala își pune cuvântul. Iată și acel moment de balet involuntar al lui Dominic Chivuvu, jucătorul care a dat probe în iarnă la Middlesbrough, un autogol uluitor într-o fază care nu anunța absolut nimic. Așa s-a ajuns la prelungiri, două reprize a 15 minute fiecare pentru a afla la finalul lor câștigătoarea Supercupei României 2010. Clujenii vor începe prelungirile cu Nuno Claro în poartă, Panin, Cadu, Piccolo și Edimar fundaș, Emil Dică, Mureșan, Culio și Deac la mijloc, două vârfuri puternice. Iată ce greșeală acum, o primă situație bună pentru Semedo, care trimite peste poartă, vă spuneam, două vârfuri puternice pentru CFR Cluj, Lasina, Traore și Sasha Bielanovic. De cealaltă parte, Arlauskis este în poartă, fundaș sunt Petre Marin, Galamaz, Maftei și Pablo Brandan, la mijloc Pădurețu, Paraschiv, Marinescu și Semedo, în atac Onofraș și Bilașco. Edimar pentru Felice Piccolo. Mai departe la Emil Dică, în centru așteaptă Deac și primește acum. Deac a încercat o pasă pentru Lasina Traore, a respins Galamaz, este Urziceniul, este foarte periculoasă pe aceste contre. Recuperarea lui Edimar, Gabi Mureșan, din nou este căutat Deac, abia acum primește numărul 10 de la CFR după o combinație cu Sasha Bielanovic. Începe mai bine CFR-ul această primă repriză de prelungiri, exact ca în sezonul trecut, scorul 1-1 și prelungiri. Vom vedea dacă vom avea și penaltiuri pentru a afla învingătoarea. Un hands acum al lui Gabi Mureșan, banca Urziceniului în frunte cu Roni Levi și Meme Stoica. Cei de la Urziceni cer galben pentru că Gabi Mureșan a șutat în minge după fluierul lui Avram, însă centralul nu inflamează și mai mult acest meci. Problema lui Mureșan este că mai avea un galben și de aceea au explodat vicecampionii României. Da, un moment important al acestui joc. Mureșan a riscat mult, putea să fie eliminat. Edimar acum pentru Lasina Traore, ce duel între Lasina Traore și Petre Marin. Traore cu recuperare acum lovește destul de puternic pe Pădurețu și va fi lovitură liberă pentru Urziceni. Probleme și pentru Edimar, s-ar putea să fie schimbat cu Toni, îl văd pe franco-portughez la marginea terenului. În acest caz Panin ar trece în partea stângă și Toni în dreapta. Asta ar fi mutarea naturală. Petre Marin pentru Semedo, au fost colegi la Steaua. Petre Marin și Semedo, neînțelegere între Nuno Claro și Cadu, deși vorbesc aceeași limbă. O pasă falsă acolo a lui Onofraș, care doar a simulat că atinge mingea și Cadu a intrat în panică. Bilașco aștepta greșeala și puțin a lipsit ca acest lucru să se întâmple. Un nou corner pentru Unirea Urziceni, așa au terminat vicecampionii și minutele regulamentare în atac și cu astfel de lovituri de la colțul terenului, însă Brandan are o execuție defectuoasă. Acest Roni Levi seamănă cu Dan Petrescu extraordinar, nu la fizic, ci la sistemul de joc, la stilul de joc. Și-a dat seama că Urziceniul joacă bine în sistemul gândit de Dan Petrescu și organizat mai mulți ani la rând. Practic n-a schimbat și nimic. Nu schimbă nimic, pentru că totul merge foarte bine. O echipă speculativă, ăsta este cuvântul cel mai bun pentru a caracteriza jocul Urziceniului. Deac urcă Panin, Deac preferă o pasă verticală, acolo este Lasina Traore în careu, îl depășise pe Maftei.
Însă Arlauskis prinde mingea. Ceva mai devreme l-am văzut pe Arlauskis relaxându-se, destul de simpatic lituanianul. Ce frumos și-a făcut mingea la Sina Traore. Se încălzește de zor Tony, unul dintre veteranii CFR-ului. E între primele transferuri făcute de Arpad Pascani aici la CFR Cluj, pe când stadionul arăta de Liga 2, acum e de Champions League. Semedo aleargă după această minge, dar a protejat-o foarte bine. Petre Marin se pregătește să arunce de la margine. 449 de meciuri disputate în prima divizie pentru Petre Marin. Se află între primii 10 fotbaliști români într-un clasament all-time. Iese Edimar și intră Tony. Exact mutarea anticipată, mandolinul trimite în stânga pe Panin și Tony își ia locul în partea dreaptă a defensivei. Din nou Petre Marin, o minge aruncată într-o zonă în care se află doar Toni. Edimar salută și el galeria clujeană. Emil Dică pentru Gabi Mureșan. Gabi Mureșan aruncă o minge către Bielanoviș. Bielanoviș cu pieptul pentru Culio. Stângul lui Culio poate face minuni, de această dată nu s-a întâmplat. N-a mai făcut minuni cam de mult stângul lui Culio. Într-o vreme monitorizat de cei de la Rubin Kazan. Argentinianul a rămas însă la Cluj. Se pare că afacerile de la care clujenii speră să tragă 4 milioane de euro nu ies. E cazul lui Culio. În acest moment e discuția și cu Lasina Traore. Le-a ieșit cu Alvaro Pereira, în schimb, pe aceeași sumă foarte importantă. Pădurețu acum. Pădurețu îl doboară pe Deac. Imediat însă jucătorul urziceniului este și el busculat de Emil Dică. Destul de nervos Emil Dică de când a intrat pe teren. Pablo Brandan. Minge lăsată pentru urcarea lui Marinescu pe partea stângă. Marinescu îl evită pe Toni. Marinescu, Pădurețu și acum Brandan. Brandan centrează. A căzut Bilașco. Minge ajunge la Marinescu. Gol! Șoc la Cluj. Marinescu reușește să marcheze. În sfârșit, un jucător al urziceniului înscrie aici pe stadionul lui CFR Cluj. Superbă reușita lui Lucian Marinescu și bucurie de nedescris pentru cei 10-15 suporteri ai urziceniului. Într-adevăr, șoc la Cluj. Campioana și deținătoarea cupei CFR Cluj este condusă de Unirea Urziceni. Totul a plecat de la această centrare a lui Brandan, o respingere greșită a lui Cadu și Marinescu îl execută pe Nuno Claro. Iată și reacția de dezolare a lui Gabi Mureșan. Minutul 98, 2-1 pentru Unirea Urziceni. Cine se gândea oare că urzicenul poate reveni după o repriză atât de bună făcută de clujeni? Foarte bine s-au mișcat băieții lui Mandolini în primele 45 de minute. Au condus cu 1-0, dar iată, totul se schimbă. Toni, acum clujenii aleargă după egalare. Gabi Mureșan pentru Lasina Traore. Traore se întoarce către poartă. Traore, blocat de 3 jucători, lovitură liberă. Avram înconjurat de jucătorii urzicenului. Lasina Traore a căzut și va fi lovitură liberă pentru campionii României. Un moment important. Vom vedea cine își va lua răspunderea. Meciul această lovitură a luat foc după golul reușit de Marinescu. Clujenii nevoiți acum să alerge după golul egalării. O lovitură liberă contestată vehement de jucătorii urziceniului. Lasina Traore, în opinia celor de la Urziceni, a fost deposedat corect. Într-adevăr, oare cine va executa această lovitură liberă? Emil Dică, dacă a luat numărul 10, ar putea să execute și lovitura liberă ca
ca un număr 10 adevărat. Să vedem dacă o va face. Sau poate tot Gabi Mureșan, el și-a luat un elan mare. Ar putea totuși fi o Piccolo execuție. Este în fața lui Arlauschi, sunt scene comice acolo în careul de 6 metri. Piccolo fuge. Bate Deac, șutul lui Deac pe lângă poartă. Ocazie monumentală a CFR-ului, o execuție elegantă a lui Ciprian Deac. Nu l-a mai lăsat pe Gabi Mureșan să bată în forță. Cât de aproape au fost campionii să relanseze din nou meciul. Acum vom vedea cu adevărat cât de aproape a șutat Deac. A fost ocazie importantă. Oricum, reacție imediată a celor de la CFR Cluj. Acest joc însă s-ar putea să fie pe placul urzicenului, o echipă obișnuită să stea la cutie, să se apere și să contraatace periculos. Vom vedea însă cât de mult vor rezista cei de la urziceni presiunii pe care campionii cu siguranță că o vor face. Felice Piccolo, doar Piccolo și cu Cadu au rămas în propria jumătate de teren, în rest toată lumea la atac. Este căzut undeva la marginea careului. Continuă faza cu Panin pe partea stângă. Panin poate centra, o face. Petre Marin respinge doar până la Deac. A căzut Pădurețul, jocul continuă. Onofraș aruncă mingea undeva într-o zonă unde se află Toni Traoré. L-am văzut protestând destul de vehement în fața lui Avram. Centrarea pentru Traoré, a respins acrobatic Maftei. Vine Mureșan, cade, jocul continuă. Brandan mingea cât mai departe de poarta lui Arlauschi. Astea sunt ordinele de la margine. L-am văzut pe Roni Levi făcând semne disperate ca mingea să dispară din zona periculoasă. Incredibil cât de mult își doresc jucătorii ambelor echipe să câștige acest prim trofeu al sezonului, Supercupa României. O minge aruncată de Panin pentru uriașul Lasina Traoré. Ivorianul știe bine cu mingea și se dă din nou faul. Paraschiv se închină, aproape că s-a jurat că nu l-a faultat pe Lasina Traoré. Asta a fost o fază grea, într-adevăr. Și o nouă lovitură liberă ce se anunță extrem de periculoasă, cam de la aceeași distanță ca precedenta. Reluare da de trate lui Avram. Lovitură liberă. Emil Dică de această dată se pregătește să execute. Toată lumea încearcă la CFR Cluj. Rând pe rând, Gabi Mureșan, Culio și Deac. Acum pare să-i fi venit rândul lui Emil Dică. Din nou probleme, Piccolo știe să-i provoace pe cei de la urziceni. Sunt probleme și cu Lasina Traoré. Execuția se pare că va fi a lui Emil Dică. Nu, șuta lui Dică până la urmă, greșește! Și până la urmă își repară greșeala Arlauschi. Minge la Panin, Panin în careu, respinge Onofraș. Arlauschi este căzut în careul de 6 metri și Avram este obligat să oprească jocul. Publicul contestă întreruperea jocului. Nu cred că este un truc al lui Arlauschi. S-a avut două mingi grele. Probabil că în faza a doua a fost lovit. Iată, Emil Dică execută foarte bine. Respinge Arlauschi. Respinge încă o dată șutul lui Lasina Traoré. Dar aici nu se vede când s-a lovit Arlauschi. Singura fază la care ar fi putut să fie lovit a fost aceea în care a șutat la Lasina Traoré, să-i fi venit mingea în plex, să-și pierdut este suflul. Este singura explicație, într-adevăr, și pe această căldură pare să se explice reacția lui Mico Arlauschi. Oricum, lituanianul și-a salvat de două ori la rând echipa de la golul de 2-2. Foarte bună execuția lui Emil Dică pe urmărire. Lasina Traoré ar fi putut marca și el, însă Arlauschi o dovedește odată în plus. Este unul dintre cei mai buni portari din campionatul României. Noi revedem golul care a adus urzicenul în avantaj. Cadu cu o respingere modestă și Marinescu marchează un gol extrem de important. Urzicenul conduce la Cluj cu 2-1 în Supercupa României. Reacția publicului spune totul. Mandolini, la cum îl știm, un antrenor sever, un antrenor italian, în adevăratul sens al cuvântului, va avea o discuție cu capitanul său, cu Cadu. Sunt multe probleme în momentul în care respingi undeva la 16 metri pe centru.
De altfel, Mandorlini nu le-a dat nicio clipă liberă jucătorilor săi la întoarcerea din cantonamentul din Austria. Campionii au intrat imediat în programul de pregătire al meciului cu Unirea Urziceni. A căzut Bielanovic. Un duel tare cu Galamaz. Croatul se resimte. Născut la Zadar, ca și starul lui Tottenham, Luka Modric, Sașa Bielanovic. Gabi Mureșan pentru Traore. Vine Galamaz, jocul continuă. Pune tare piciorul Gabi Mureșan. Continuă această fază cu o pasă lui Emil Dică. S-a ridicat cam 3 sferturi din tribuna întâi în picioare, dar cam degeaba. Emil Dică a greșit efectul. Mingea a rămas cu noroc în posesia celor de la CFR. O contră tare a lui Gabi Mureșan. 2 minute suplimentare pentru această primă repriză de prelungiri. Deac tare pe picioare, rămâne la minge. Sașa Bielanovic îl simte bine în spate pe Culio. Argentinianul își pregătește centrarea, însă are o nouă execuție modestă. Un moment important ratat de cei de la CFR Cluj. Urziceniul la un sfert de oră distanță de un nou trofeu important după titlul câștigat în 2009. Urziceniul poate câștiga și Supercupa României din acest sezon. Degajarea lui Arlauskis, Panin, primul la minge în fața lui Semedo. Bogdan, am tot lăudat în prima repriză jocul CFR-ului. Merită acum să lăudăm jocul defensiv al Urziceniului. Galamaz și Maftei au făcut o partidă remarcabilă. Onofraș pe partea dreaptă. Onofraș alege varianta șutului dintr-o poziție imposibilă. Era singur, nu avea ce să facă altceva decât să forțeze un foul. A fost o nouă minge scăpată de Felice Piccolo. Italianul, iată, mai dă și el rateuri. Onofraș pentru Paraschiv, intervine Emil Dică. Acum Gabi Mureșan, ritmul este foarte bun, deși suntem pe finalul primei reprize de prelungiri. Brandan cu o minge aruncată cât mai departe de poarta lui Arlauskis. Așteaptă pauza dintre reprizele de prelungiri cei de la Urziceni. Un meci epuizant, acest prim meci al sezonului din Supercupă. Bielanovic! De aul! Ce fere Cluj, ce greșeală în defensiva celor de la Urziceni. Uluitor, Sașa Bielanovic, experimentatul atacant croat, a profitat la maximum și Ciprian Deac readuce fericirea la Cluj. Este 2-2, probabil la ultima fază a primei reprize de prelungiri. CFR-ul are întotdeauna răspuns, este o echipă redutabilă, mai ales pe teren propriu. Ce înseamnă să investești? Sașa Bielanovic a demonstrat calitățile la această fază. A reușit să se infiltreze printre Brandan și Galamaz, iar apoi a pus o pasă ideală pentru Deac. 2-2 la Cluj. Se încheie prima repriză de prelungiri, luăm o scurtă pauză de un minut. Revenim.